nu prea avem timp de citit, nu prea avem dorință uneori. Eu nu o să dau pe nimic timpul liber care l-am acum și ca să pot citi măcar trei ore în fiecare zi. Eu am început să citesc cărți despre cum se scrie cărți după ce am scris Montana. Mi-a plăcut să o iau de jos. Uh, să văd lucrurile de la nivelul unui ospătar care discută cu oamenii, care spală blide. Fraților, înapoi la carte, să citim, să ne cultivăm, să învățăm limba română, să învățăm alte limbi. Și mi-am dat seama că nu mai pot citi în rusă. Gem uh, poveștile în noi. Mă bucur că apar niște scrieri de nișă deja sunt uh, cumva uh, investigate și părți mai erotice a vieții de aici, uh, și războiul, și pacea, și cultura. Bine ați venit, prieteni, la podcastul nostru Cultura la Frontieră, pe care îl realizăm aici, la Europa Liberă. Este o emisiune prin care încercăm să deslușim rosturile culturii într-o lume amenințată, într-un teritoriu de frontieră, cum este Moldova. Și totodată să vedem cum interferează diversele genuri ale artei. Invitatul de emisiunii de astăzi este Alexandru Popescu, jurnalist, sau fost jurnalist, ne va spune el, ne va explica el, și mai nou, prozator, un romancier de succes. Vom discuta și sper dialogul nostru să vă trezească atenția. Salut, Alexandru! Salut, Vitale! Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, în acest studio, să revin practic la Europa Liberă și sunt onorat că un scriitor pune întrebări unui scriitor probabil în devenire. Ce poate fi mai plăcut decât asta? Ești un scriitor în devenire, ești un scriitor în plină afirmare, îmi permit să spun pe bună dreptate, ai un ochi de bun observator și asta se vede și în cărțile tale, în romanele tale, dar spune cum te-a schimbat? Iată, ești, ești deja de, de câți? De trei ani? Aproape în șase Marea sunt Bă... deja. Șase, în șase. 2017 am plecat. Incredibil cum zboare <laughs> timpul, da. Spune cum te-a schimbat eu știu exilul ăsta dacă putem defini autoexilul autoexilul ăsta. Bun, dar nu e un autoexil interior. Știi că mm -hmm. pe timpul comunismului intelectualii români vorbeau de exilul interior Așa. și de exilații propriu-ziși care părăseau granițele țării și se instalau undeva în occident și de la microfonul Europei libere, de la Paris sau de la München vorbeau despre Spuneau lucruri pe care nu și le permiteau să le formuleze în țară, că era cenzură. Cum te-a schimbat diaspora, străinătatea, viața într-o țară ca Marea Britanie? Eu, eu aș spune că în primii doi ani m-a schimbat chiar spre rău. Perioada de adaptare a fost destul de dureroasă, aș zice credeam eu că o să mă adaptez ușor și, uh, și, până la urmă nici acum nu sunt un adaptat. Uh, uh, pentru că am trăit în diverse locații și la Bender și în Chișinău și nu mai știu unde e casa mea părintească, că s-a tot schimbat dintr-o parte în alta și sunt puțin mai dezrădăcinat, debusolat. Probabil din fire uh, uh, mi-am dat seama că nici nu mai reușesc să mă prind rădăcini undeva. Uh, și Anglia e o, o societate de destul de tolerantă și oricine își găsește locul acolo. Dar și conservatoare. Nu? și conservatoare dacă vrei să, să, să te lași dus de conservatori. Da, sunt pături sociale și acolo într-un fel destul de segregate și dacă îți propui să devii așa mai conservator și să faci parte din influența regală, așa din regat, dar undeva unde vrei găsești regatul, unde vrei găsești o republică acolo, unde vrei găsești și, uh, nu știu, suburbile din Mumbai, dacă vrei, e foarte diversă și are loc pentru oricine uh, și primii doi ani au fost grei din punctul de vedere că, uite, sunt cheltuielile mult mai mari decât în Moldova, poate de 3-4 ore chirie costă mai scump. Legal e greu să găsești ceva prin contract și o chirie bună. Asta mi-a luat cel mai mult timp, după asta să găsesc o școală bună pentru fiica mea. Am stat la coadă aproape 3 luni ca să găsim și o școală și bună și nu prea departe de casă și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea M-au bulversat puțin uh, și m-au dezaxat, deși, când nu-ți faci mari așteptări de la acești pași. Mari, care sunt niște pași responsabili, dar uh, niciodată nu aveam un plan foarte bine conturat, cam unde vreau să ajung. Te-ai lăsat cumva dus de curent? Dus, dus da? de curent și la ce să te mai aștepți? Altceva decât uh, să mai vezi lucruri șocante sau să-ți se întâmple ceva total nepotrivit, uh, dar lucrurile astea am impresia că m-au călit într-un fel. Uh, îmi, îmi imaginam ideea asta că, de exemplu, cum sunt testate motoarele de la avioane sunt testate și li se creează condiții artificiale de furtună, de viscol, de caniculă, de ce vrei. Turbulențe Exact, ca să fie rezistente la orice condiții. Și eu cumva priveam lucrurile astea din, asta, din perspectiva asta, că dacă nu mă ucide, poate mă, mă face puțin mai, mai, rezistent, mai, mai tare în privința multor lucruri. Și chiar mi-a plăcut să o iau de jos. Să văd lucrurile de la nivelul unui ospătar, care discută cu oamenii care spală blide, care spală podelele și de jos se vede chiar mai bine că îi poți vedea pe toți. Și pe cei care sunt conservatori, și pe cei mai liberali și veneticii, și cei pe care sunt proces, vor... exact, exact da, am da, asta da. E. Cum s-a născut impulsul ăsta de a scrie literatură? Tu ziceai de jurnalism, că periodic încă mai cochetai cu ideea de jurnalism, mai trimiteai texte celor de la Europa Liberă, dar totuși scrisul literar, impulsul ăsta creator este altceva. chiar dacă, mă rog, un pic interferează cu jurnalismul. Cum s-a întâmplat? De unde a venit imboldul ăsta? Și tocmai în Marea Britanie. Pentru că, dacă mai permiți două cuvinte, aici în Republica Moldova noi nu te-am cunoscut ca uh, autor, ca aspirant la gloria literară. Nu apucasei să publici niște texte literare, proză scurtă sau, eu știu, fragmente de roman. Și deodată ai ajuns deci, din Marea Britanie, ne trimiți aici, la Chișinău, un manuscris, editurii Arc. Uh... Aici, în Moldova, chiar nu aveam timp nici măcar pentru mine însumi, nici măcar sâmbătă sau duminică. Fiind jurnalist de dimineață până seara, trebuie mereu să fi conectat la știri. Gândurile mele nu prea aveau unde să zboare în altă parte. Trebuia să fiu atent la ce se întâmplă, că orice poate deveni vreun subiect interesant de reportaj. Și chiar duminică, stând în fața televizorului sau plecând la țară alături de părinți, eu nu mă puteam concentra pe lucrurile care mi se întâmplau acolo uh, și totuși mă gândeam la ce am de făcut luni uh, și îmi lua absolut tot timpul traiu aici în Moldova. Eu când am venit acolo în Anglia am observat și am simțit o, mult mai mult timp liber pentru că ambițiile mele nu erau să-mi cumpăr casă, să-mi iau mașină sau. Mă, mă limitam cu lucruri mici, simple, ieftine, de la haine, mâncare și așa mai departe. Noi nu aveam cheltuieli mari și nici ambiții să avem bani mai mulți. Și aveam un job simplu și eu și soția, și nouă nu era suficient. Și observasem că reveneam de acasă, de la lucru și aveam timp. Să, să fac multe lucruri. Aveam timp să observ, să mă gândesc la lucruri. În weekend-uri, sâmbătă, dominica, plecam pe undeva, sau mie îmi place și sunt lăsat să plec undeva singur și. Uh, uh, n-ai idee cât e de benefică singurătatea pentru o persoană care se simte în largul lui fiind singur. Eu am observat și am început să, să mă complac fiind singur. E extraordinar. Plecam pe litoral și mergeam câte 10-15 mile care în kilometri și mai mult. Îmi lua câte jumate de zi și îmi plăcea exercițiul ăsta și nu erau oameni în jur. Găseam locuri cumva abandonate sau total sălbatice. Și și acolo multe lucruri mi-au revenit în gând. Am început să mă gândesc la copilărie și la lucru și la Bender și de ce tot timpul mi-a fost frică să revin la Bender din cauza oamenilor în camuflaj și cu kalashnikov în spate și tot astea și fiind la distanță, deja tu de la distanță vezi altfel lucrurile. Am început să le văd ca pe tavă din perspectivă. În plus, iată cum spune engleză, trigger-ul, ce anume a fost clicul, era pandemia, în mare parte. S-a început pandemia uh, și s-a acutizat și la mine, probabil uh, că era chiar uh, cumva demonstrat că dacă uh, treci prin COVID, îți afectează și sistemul nervos central cumva. Uh, eu avusem impresia că se acutizase depresia de care cam tot timpul am suferit. Și aveam, mă chinuise senzația unui sfârșit, sentimentul unui sfârșit, că ceva. Uh, deloc optimist se va întâmpla în scurt timp. Aveam impresia că ori moare toată planeta uh, și nu se mai găsește un vaccin, uh, ori s-ar putea eu, din cauza COVID-ului, dacă mă mai îmbolnăvesc o dată, să dau de sfârșit, sau, sau părinții mei, sau... și instinctiv, practic, ai senzația asta că vrei să lași ceva în spate. Eu încă nu reușisem să agonisesc ceva sau bine eram fericit că am un copil, măcar un copil să las. Dar totuși simțeam că am, am atât de multe dispus de și am început să-mi notez într-un jurnal multe, multe gânduri. Și la un moment dat, iar jurnalistul de mine a spus că eu am o știre aici, de fapt, dar tradus în limbajul editorial, cumva, sau scriitoricesc, mi-am dat seama că am ceva care ar merita, poate, publicat, o, un story, cum spun englezii, am o poveste foarte interesantă. Și am adăugat multă imaginație acolo și ficțiune, intenționat am făcut-o, pentru că deja scriam inițial din disperare, apoi ușor a trecut spre plăcere chiar partea de ficțiune a fost strict din plăcere. Și cumva tot amalgamul ăsta de, de circunstanțe, de disperare, de plăcere, de COVID, de senzația unui sfârșit, asta au contribuit în 2021 când am început să scriu Montana. Și ai scris-o, da, romanul Montana, l-ai scris repede, senzația mea la lectură a fost că e un prea plin, e, o, e un soi de flux de cuvinte, de imagini, de realități pe care le amalgamezi acolo, le mixezi dintr o nevoie lăuntrică de a vorbi. A la un prag în care spunerea, exprimarea devenise o necesitate vitală și de aici e și ritmul, ritmul scriturii, ca să mă exprim așa. Pentru că este proză și proză, există, mă rog, proza este foarte Parte diversă, Nu numai ca gen short story sau roman, mm. adică îl avem pe prust în care mergi cu funzi într-un soi de labirint lăuntric și contemplarea lumii devine un spectacol în sine, dar așa la, la foc încet și avem romanul de tip thriller, pentru că Montana... Primul tău roman, romanul de debut, este un thriller în toată puterea cuvântului. Îl citești, nu, nu poți lăsa cartea din mână. Eu, bună oară, care am oarecare experiență de eseist, de critic literar, am scris multe cronici, m-am prins la un moment dat de ideea că nu, nu mă mai uitam la figurele tale de stil. Deși ai o scritură foarte bine stăpânită și asta m-a impresionat. Și eram furat de uh, subiect. Subiect intrigă, suspans, pentru că conduci bine suspansul, și asta m-a impresionat foarte mult. Cum ai asimilat iată, ideea asta de a, de, a, de a scrie cu un soi de necesitate etică aproape de a, lăsa, de a lăsa acest document, care nu este doar o mărturie, dar este chiar o operă de artă? Iarăși citind foarte mult. Eu sunt un cititor în, în rate. Eu când am venit în Anglia aveam cu mine un e-reader da, deci un device de ăsta pe care citești cărți electronice. Un dispozitiv. Un da. dispozitiv în care citeam aproape la neîntrerupt. Chiar și în pauzele scurte de la lucru citeam, citeam, citeam și mie îmi plac foarte mult, foarte mulți scriitorii contemporani și americani, sunt și anumiți europeni și sud-latinoamericani și îmi place penița lor, felul cum scriu și probabil eram și copleșit de anumite povești pe care le citisem. Um, și iarăși e ceva cumva practic magic în uh, tot procesul ăsta, pentru că ideea de a avea două uh, spații temporare uh, în care se petrece acțiunea, deci începe cu ceva care e în prezent, apoi uh, încerc să arunc cititorul cu 30 sau 20 de ani înainte, în spate și uh, astea toate au venit cumva din intuiție. Uh, Deja uh, vorbea și scriitorul, poate și jurnalistul și persoana care vrea să lase nu doar, știi, cum zici tu, un document, uh, pentru că ar fi plictisitor să citești doar uh, o poveste a ce s-a întâmplat în 92. Uh, am încercat să piperez, să, să captivez, să pun mai mult verb, poate mai puțin descriere. Mă gândeam ce anume îmi plăcea mie să citesc la autorii care sunt favoriții mei. Și îmi făceam notițe, ce îmi plăcea la Stephen King, ce-mi plăcea la Murakami sau la Ray Bradbury sau la Liosa. Și îmi făceam așa o paletă, aveam la un moment dat tot patul, l-am umplut cu bucăți de foi și mici uh, um, fragmente din lucrurile care îmi plăceau cel mai mult la ce citeam. Um, și când m-am gândit deja cum să structurez Montana... Desigur că ești influențat la un moment dat de anumiți granzi, de niște scriitori, scris sub influența lor, n-ai cum. De o și școală ce... de literatură. Exact. Și, și chiar e absolut normal lucrul ăsta. În timp ce scriam Montana și citeam foarte mult. Și lucrul acesta m-a ajutat cumva să nu uit limba română. Citeam și în română, și în engleză, și în rusă. Și cumva tot dinamismul care l-am simțit în cărțile lor am încercat să-l păstrez. Pentru că Acum trăim într-o societate destul de agitată, destul de grăbită. Iarăși, undeva citisem că, într-o carte bună, probabil e necesar să se simtă. Că autor a vrut să spună și mai mult, doar că s-a limitat la 200 sau 230 de pagini. Manuscrisul inițial avea ceva suficient material ca să aibă cartea 350 de pagini. Dar am ciopărțit multe lucruri, le-am comprimat, pentru că nu prea avem timp de citit, nu prea avem dorință uneori sau lăsăm cartea după 2-3 pagini dacă vedem că se, se oprește lucrul și descrierea pe un anumit obiect. Sunt foarte mulți care probabil. Nu, au, nu mai au atâta răbdare. Și eu am vrut să spun lucruri într-un amalgam, cât mai mult, într-un șir și cum ai mai putea o face dacă nu punând mai mult verb, mai multă dinamică, mișcare, Cumva lucrurile astea au ieșit natural. Mi-e foarte greu acum să privesc în spate și să gândesc că, uite, dacă m-am condus după anumite parametri despre cum se scrie o carte. Eu am început să citesc cărți despre cum se scrie cărți după ce am scris Montana. Și mi-am dat seama la un moment dat că, uite, am respectat aproape toate principiile. Cumva era o intuiție, un, un calapod pe care n-ai cum să nu-l urmezi dacă ai o poveste bună și vrei să o relatezi. E ceva deja cum e a priori, da? Deci e ceva care deja e în oasele unui potențial scriitor, că deja a, trebuie să înțelegi sau să intuiești cum se scriu lucrurile. Alexandru Montana este despre Transnistria în mare măsură, dar și o rememorare a trecutului sovietic, a copilării protagonistului Ivan Josan, născut la Bender, sau Tighina, cum am spune noi, dacă am dori să românizăm mai mult acel oraș. Deci, copilărie și prezent. El se află în Marea Britanie, e un reporter la un post de televiziune dintr-un oraș de provincie britanic. La un moment dat, o știre despre mama sa că a suferit un atac de cord îl, îl obligă să revină în acel spațiu concentraționar care este, de fapt, Transnistria și să treacă prin niște încercări teribile. Este foarte emoționant acest simbol Ceasul Montana. Ce este Montana? Este cu dublă semnificație, nu? E un, e un fel de ștafetă simbolică pe care tatăl protagonistului îl transmite dincolo de moarte, e ceasul Montana pe care și l-a dorit tânărul Ivan Josan și în același timp o aspirație spre libertate, Montana, nu? Occidentul, orizontul ăsta al tuturor posibilităților. Mi-a plăcut mult această combinare simbolică. A urmat la scurt timp al doilea roman, Adâncuri în colore, ei zis. Acolo ne placezi deja în Basarabia propriu zis, mai bine zis în sud. În sudul Basarabiei, în Bugeac, și ne confruntăm cu altă istorie terifiantă, captivantă, un alt thriller și văd că ți iese foarte bine genul ăsta de scritură care te ține legat de, de, de carte și vrei neapărat să afli cu ce se termină. Da. Cum s-a născut ideea celui de-al doilea roman? Uh. E ciudat, în, par, în mare parte am încercat să-mi demonstrez că, uite, Montana să nu fi fost doar o scriere sau un, un fel de succes accidental. Vroiam să-mi uh, explic și să-mi demonstrez că, uite, pot să continui. Uh -huh, uh -huh. A, și asta era, eram practic panicat să, uh -huh. să văd dacă, uite, aș putea să scriu în continuare ceva. Și, de fapt, aveam atât de multe idei când mi s-a sugerat să mă iau în serios ca prozator. De, încă trebuia să asimilez ce înseamnă lucrul ăsta. Și mi-am spus să, uite, de fapt îmi venise în gând un banc. Chiar și Montana are un banc acolo cu doi bețevani care merg pe cale ferată și cred că vine liftul, dar de fapt venea locomotiva spre ei și putea să-i strivească. La noi, la sud, acolo de unde se trag părinții mei, cea și Mișlia, era un banc popular tot o perioadă că cineva vroia să dea foc la iaz de cum poți să dai foc la Iaz și mergea tot eu timpul în cu bricheta sau arunca chibriți în fiecare zi în ias și încerca și păi cum poți să dai foc la Iaz? Păi, persoana zice, arde, nu arde, eu rău să fac. Nu contează, știi? Și de aici cumva a fost deja imaginația a zburat spre meleaguri diverse și am încercat să migrez din Transnistria spre bunici, spre vacanța la țară, pentru că în fiecare vară și în iarnă mergeam de la Bender în, la Cimișlia și simțeam că am încă ceva de spus, că s-au mai întâmplat lucruri, că n-am reușit să spun totul în montană și Aici, deja, practic, magia s-a întâmplat, pentru că, după al doilea capitol, lucrurile au luat altă turnură. Eu nici măcar nu presupuneam că, practic îți dictează deja textul ce urmează să se întâmple. Tu ai creat deja personajele și anumite lucruri deja nu mai erau verosimile dacă le puneai să le să facă. Deja totul venea natural pentru că dacă era o persoană autoritară acolo, polițistul, nu avea cum să nu și arate cumva rânza și în familie și era cu siguranță o traumă și din familie și violență în familie pentru că despre asta e foarte mult mult acolo. Și am rămas surprins, chiar eu veneam de la lucru și eram cumva nerăbdător să aflu ce o să se întâmple mai departe. Și lucrul ăsta e chiar absolut excepțional Eram, Deja a doua carte am scris-o din plăcere Dacă prima am scris-o din disperare și din revoltă Adâncuri în culoare am scris-o din plăcere Și mi-am luat ceva mai mult timp, vreo trei luni mai mult decât Montana Însă am, am luat-o mai ușor Și după ce am terminat-o, totuși emoțiile erau și mai mari decât la Montana Vroiam să mi se confirme de la arc E bun sau nu? Nu îmi mari iluzii. Uh, oricine poate fi și pur și simplu refuzat, uh, chiar dacă ai crede foarte mult în povestea asta. Și am rămas pur și simplu copleșit când am primit un e-mail și mi s-a confirmat că uite, m-a cucerit și povestea asta, îți spune editorul. Păi altceva ce pot să faci? Am luat o sticlă cu malbec și m-am refugiat în cămeruța mică unde scriam și am sărbătorit singur și după asta cu soția și copilul și eram pur și simplu fericit pentru asta. Da, nu o să facem un spoiler al celui de-al doilea roman, va, cri va scrie critica de specialitate, să spun doar așa că e un roman coceritor, adâncuri în colore, un topos diferit și o intrigă foarte bine condusă și un final dramatic, extrem de... Și chiar, povestit chiar la persoana a treia. La persoana e, e a treia. E total altceva. Este altceva, <laughs> e dreptate. E, e un examen pentru scritor. Destinul tău de scritor imită pe undeva un alt uh, caz. Cazul Tatiana țebuleac, Sunteți cumva doi scritori în oglindă, pentru că a plecat și ea din Republica Moldova și și-a descoperit vocația de scriitor, de autoare de ficțiune, mai degrabă acolo, la Paris, unde s-a instalat, a publicat deja două romane și tu ești la fel cu două romane. Mai ai ceva în sertar? Ne mai surprins cu ceva în timpul apropiat? Oh, da, deja de când îmi iau mai mult timp să gândesc, să fiu mai mult timp singur, ideile vin una după alta. E excepțional, pur și simplu, cum și din amintiri răscolesc tot mai mult și îmi întreb părinții despre trecutul lor și apar idei. Am început deja un alt roman, doar că m-am cam blocat așa pe la mijloc și nu -mi fac o problemă din asta. Mi-am dat seama și am aflat că și alți scriitori suferă asta. Deja nu mai forțez lucrurile. Mi-am dat seama că bine, pot să scriu. Asta am un lucru, e un lucru confirmat și mă bucur foarte mult și deja o iau ușor. Uh, nu mai fixez vreun termen limită, uh, vreau să cercetez mai mult, să documentez mai multe lucruri uh, ca să dau niște date exacte despre lucruri care se întâmplă nu doar în bender și așa mai departe. Mai am în gând uh, o colecție poate de proză scurtă, uh, câteva istorioare care s-au întâmplat prin bender, însă care nu au suficientă vlagă și stofă ca să devină un roman, însă ar fi foarte bune și dinamice într-o poveste de 10 pagini, să zicem, sau de 15 și ar fi pe să nu le spui în același timp, de ce n-ar căpăta forma unei uh, proze scurte și cumva lucrurile astea îmi dau și mai mult optimism în punct, din punctul ăsta de vedere pentru un, un pesimist înrăit și o persoană cu sensibilitatea, aș spune, destul de ridicată pentru că mă afectează lucrurile și uh, când uh, ai totuși un cel, un scop uh, pe termen lung, asta e un propulsor extraordinar și de energie și de dorință de a, de a trăi și de a dărui deja s-a făcut un contact așa mai strâns între mine și cititori am primit mesaje și pe Facebook și pe e-mail și pe alte platforme în care mi se mulțumește pentru ce scriu și sunt încurajat și e un lucru fenomenal când e practic o, o familie indirect, așa mai mare și mai ai un scop pentru a trăi. Vreau să-mi cresc copilul și să aibă o școală bună engleză și să dau tot ce pot cât, când scriu. Altceva nu prea îmi doresc și desigur să citesc cât mai mult. Eu nu o să dau pe nimic timpul liber care l-am acum și ca să pot citi măcar trei ore în fiecare zi. Iată, lucrul ăsta reușesc să-l fac în Anglia și sunt recunoscător, nu știu, sorței sau universului sau a tot ce se întâmplă. Alexandru, cum te afectează, eu știu, această realitate teribilă pe care o trăim acum, războiul și dacă mai simți cumva rostul literaturii, rostul scrisului artistic într-o perioadă în care suntem frământați de mari probleme existențiale, amenințați de niște pericole concrete, palpabile, când nu mai știm dacă apucăm nu, știu, săptămâna viitoare aici în Republica Moldova. Bună oară! Eu mi-amintesc februarie 2022 când începuse războiul Uh, și am cerut chiar uh, câteva zile libere de la lucru. Eu nu puteam pur și simplu, eram uh, în stupoare. Uh, urmăream de dimineață până seara telefonul, eu lucram atunci la o brutărie și nu mi ieșeau nici croasantele, nici baghetele, nici franzelele, nimic. Și le-am spus, dați-mi voie să stau puțin acasă, că E prea mult, era copleșitor sentimental, pentru că s-au răscolit toate fricile vechi, Montana deja era scrisă atunci și acceptată de editură, din păcate nu poți găsi salvarea, să spun în literatură, în momente de astea dificile, dar poate fi un refugiu. Poți, o distracție, într-un fel, te sustrage de la o rutină groaznică. Pe mine asta m-a ajutat. Cei drept? În momentul celălalt ziceam că am aveam mai multe cărți pornite și citeam uh, uh, cu Cicicov, al lui Gogol. Da? Deci, uh, suflete moarte. Și mi-am dat seama că nu mai pot citi în rusă. Nu mai puteam citi în limba rusă. Sentimentul ăsta mi l-au mărturisit și alți colegi scriitori și nu numai, oameni de pe stradă chiar. L-am pus deoparte și abia anul, anul acesta, undeva prin martie, l-am reluat și am terminat de citit Suflete Moarte. Deci ceva era o revoltă internă față de tot ce e rus și mi-am dat seama că bine, nu e bine să generalizez, nu e bine și în continuare am încerp, început deja să ascult podcasturi în limba rusă, încet, să mai citesc câte o știre și deja am început chiar și mai multă ficțiune să citesc în rusă. E în regulă. Uh, trebuie să fim suficienți de maturi ca să facem o diferență între rusul bun și rusul rău și rusul mai puțin și că sunt și ei diferiți și mulți au plecat de nevoie și de frică și de îngroziți de ce se întâmplă cu țara lor Acum starea ta de spirit s-a mai echilibrat sper, pentru că din fericire și lucrurile pe frontul de est sunt cumva par mai optimiste, sperăm Ucraina să învingă și lumea liberă să învingă în acest război și să putem și noi să ne permitem luxul ficțiunii artistice, nu? autoscopiile eventual, sau niște rememorări ale unui trecut istoric românesc, basarabean, care a rămas în mare măsură Neacoperit, nevalorificat de scriitorii noștri, nu ai sentimentul că încă avem niște restanțe din punctul ăsta de vedere să transferăm în literatură o experiență a istoriei? Eu, eu am toată convingerea că noi, în general, ace, pe acest spațiu terestru între Prut și Nistru, suntem un popor foarte puțin povestit. Gem uh, poveștile în noi. Uh, asta o știu bine din reportajele pe care le-am făcut. Lumea, din frică, de rușine, de modestie, nu prea spune lucrurile astea. Uh, nu prea vorbim mult despre problemele noastre sau că e rușine, sau, sau bărbați să, uh, să deconspire lucrurile pe care îi deranjează sau slăbiciunile lor. Și uh, eu, eu văd povești aproape în fiecare familie. Uh, și doar e nevoie, mai ales pentru literatură, de puțin mai multă consecvență și autodisciplină pentru un potențial scriitor uh, să, să, să adune toate poveștile astea și să creeze ceva frumos din asta, o, o ficțiune. Pentru că. Tuturor ne place, nu știu, lumea lui J.K. Rowling din Harry Potter, dar din nimic, dar e creată practic din povești reale, din familii din Anglia. Eu am recitit tot Harry Potter în Anglia și am revăzut lucrurile cu totul din altă perspectivă. Deci, totul uh, Hogwarts te uiți și, de fapt, e biserica din centrul ului e exact practic același stil gotic și mistic, și uh, mergi într-o pădure, și uh, sunt niște liane care cobor acolo, parcă puțin e frică, vine cuș luna, se vede și soarele și luna și acolo, de acolo se naște și aici. Avem pădurile noastre, codrii, avem, uh, uh, iarăși, dezamăgirile, fricile oamenilor de aici Aici. Și a, a, fiecare literatură mare, de fapt, trasează pe glob o altă țară, o altă, un alt teritoriu. Nou ne place de Marches, de Liosa, având în gând că totul e America Latina acolo, că să, noi avem în gând palmieri, avem în, în gând tropici uh, când avem citim despre, da. Da, despre Macondo sau niște sătu, sa, sătu sate tupurile. îndepărtate da. uh, și, și asta e, e exotism noi vrem să călătorim practic prin uh, ficțiune și aici în adâncuri în culoare, de exemplu, îi invit pe potențiale cititori care poate din străinătate, care cunosc românește, poate au învățat limba română uh, să îi invit în stepa bugeacului, într un mare buruieniș unde totul e la extremă, de exemplu. E, e ori e o secetă, ori e o ploaie care face prăpăd. Uh, oamenii ori sunt prea buni, ori prea răi, ori urăsc, ori iubesc. În mijloc nu prea este. Uh, pentru că asta e, prin asta e cumva vestit sudul țării, că acolo sunt mai ascuțite sentimentele. Și eu mă bucur pentru fiecare apariție editorială care e în Moldova. Și, și chiar mă bucur că apar niște scrieri de nișă deja sunt uh, cumva uh, investigate și părți mai erotice a vieții de aici. Pă, uh, și războiul, și pacea, și cultura. Mulți am observat că nu sunt uh, foarte tentați să citească autori locale. Cred că sunt aceiași care erau prin anii 50-60, poate puțin plicticoși, poate puțin uh, cu prea mult sovietism în cărți, cu nume de colhozuri, de asta și s-au cam săturat. Uh, mulți poate din faptul că e puțin mediatizat lucrul ăsta. Uite că avem și deja romane cu gadget cu, uh, ochelari, real, VR, real. și cu ochelari VR și ne-am modernizat și noi, suntem în pas cu lumea și totul se întâmplă pe Facebook, prin romane, pe Viber și uh, lucrul ăsta e, e absolut ok că suntem în pas cu lumea și cu tehnologiile și uh, uh, în special cu a adopta anumite tehnici de relatare, de storytelling din vest. Uh, acolo de acolo ne inspirăm cu toți și e absolut în regulă. De ce n-am aduce și aici, pe piața editorială și de cărți din Republica Moldova, niște thriller-uri, uh, uh, short stories uh, sau niște. Uh, Chiar Fantasy, fi, eventual. groază, horror, de ce nu? Sigur, să aducem da. aici, să-i da. să speriem și pe moldoveni sau să-i captivăm sau să-i uh, tulburăm. Să avem o piață cât mai diversă pentru toate gusturile, o piață editorială. Și atunci asta înseamnă și um, semnul unei culturi mature, unei uh, societăți evoluate intelectual. Um, spui foarte bine, ai făcut acum o pledoarie pentru a scrie, pentru a aduna, pentru a concentra aceste istorii de viață și întâmplări care cheftesc aici la noi în Basarabia, pe de altă parte să zicem, Alexandru, și sper că, că sigur vei fi de acord cu această idee, că nu e suficient să trăiești niște lucruri, dar mai trebuie să, să ai și puterea, curajul fără îndoială, dar și iscusința de a le transpune în scris, nu? De a le așeza în niște rânduri bine orânduite, de a crea prin cuvinte, niște imagini care să emoționeze, care să tulbure. Și aici, comandamentul zilei este lectura fraților înapoi la carte, să citim, să ne cultivăm, să învățăm limba română, să învățăm alte limbi, să ne deschidem mintea către orizonturile cunoașterii și doar așa putem până la urmă să, să ne salvăm ca oameni și ca autor ca da, viitor Iarăși nu toți scriitorii sunt absolvenți a facultăților de litere, de filozofie sau filologie. Avem scriitori care au fost medici toată viața, avem scriitori care au fost, nu știu, agronomi, care au fost uh, uh, cosmonauți sau uh, deci iarăși lectura e cea abundentă, lectura din pasiune, uh, nu din uh, silă, uh, e cea care ar putea propaga scrisul. Uh, și anume să citim uh, din plăcere, din uh, cu un creion în mână, să ne notăm gândurile interesante, cuvintele noi. Eu, eu tot timpul așa, la mine multe cărți arată groaznic, s-ar uh, cruci autori să de, vadă. Da, foarte de multe margine. note, foarte multe semne de carte cu lipici și uh, lucrul acesta m-a ajutat foarte mult, că uite cum spun ei, dar eu parcă aș avea și eu ceva de spus, de ce nu? Am tăcut prea mult pentru a ne mai permite să ne cenzurăm, să ne autocenzurăm pornirile firești, de a, de a exprima și de a ne povesti viețele. Este adevărat, absolut. Îți mulțumesc, Alexandru. Vă mulțumesc și vouă, prieteni, pentru că ați urmărit această emisiune și sper să fiți atenți la ce vă vom oferi în continuare, pentru că sunt idei, teme asupra cărora merită să zăbovim mai mult. Cultura este diversă și obsesiile, viața noastră este mult prea complicată încât să neglijăm Domeniile cunoașterii și artele care ne încântă existența. Vă mulțumesc! Nu uitați să vă abonați! Și pe curând!